Așa cum v-am anunțat, noutăți din Târgul Agraria vă vom tot prezenta în emisiunile noastre. De data aceasta vă propun să rămânem în sectorul zootehnic, pentru că acolo au fost prezenți foarte mulți crescători de diverse specii de animale, dar și reprezentanții asociațiilor de profil. Ce noutăți au găsit colegii mei acolo, vi le vom spune imediat. Setea de cunoaștere, noutate și experiențe noi a generat o adevărată avalanșă de expozanți, dar și de vizitatori la primul târg de agricultură din România, organizat după mai bine de 2 ani, Agraria, desfășurat pe platforma de la Jucu din județul Cluj. Noutățile prezentate, demonstrațiile în câmp, tehnologiile de ultimă generație, toate menite a conduce la performanță și eficiență, au atras cu atât mai mulți participanți, inclusiv la conferințele desfășurate cu acest prilej. O noutate a constituit-o și prezența în standurile special amenajate a mai multor specii de animale. Ar fi prea puțin să vorbim despre felul în care au fost acestea prezentate vizitatorilor. Performanțele, aspectele privind selecția și ameliorarea, genetica de ultimă generație au stârnit interes printre crescătorii de animale prezenți la eveniment. Ionuț, bine te revăd! Iată, de la Mureș la Cluj, Agraria 2022, cum ți se pare după 2 ani de zile acest eveniment? Bine ați venit în cortul Asociației Aberdeen-Angus România. Este o bucurie mare pentru noi că împreună cu cei de la DLG reușim să organizăm Târgul Agraria. Este o onoare pentru noi să putem participa cu animale după 2 ani de zile de pauză. În cadrul târgului avem 17 capete din rasa Aberdeen Angus, atât varietatea roșie cât și varietatea neagră, din județe precum Cluj, Bistrița, Satu Mare, județele limitrofe, exact. În cadrul evenimentului, în cadrul târgului avem femele, mai exact vaci cu viței și tauri. Bun, și din cei care i-ați prezentat la Mureș, la Fântânele, la licitația aceea deosebită, care cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult, dar am constatat și că și tuturor participanților l-a plăcut, mai ales că au fost niște rezultate deosebite, valorificarea celor mai performanți tauri și tauri tineri. Da, mulțumim pe această cale că ne sunteți alături. A fost un eveniment foarte frumos. Reușit, în primul rând. Reușit, exact, care a avut un succes foarte mare. Legat de evenimentul care a avut loc vineri, dedicat reproducției, toți tăurașii din firma de reproducție, cum ați și văzut, în cadrul licitației au fost vânduți și au plecat din ferma de testare, iar bovinele destinate îngrășării din ferma de colectare, legat de evenimentul pe care l-am avut sâmbătă, au plecat în următoarele zile după eveniment și deja acum populăm din nou. Avem deja mai bine de 60 de capete în ferma de colectare. Am dat drumul la activitatea de colectare, mai exact la noul departament al asociației, departamentul de producție, pentru că noi macro suntem împărțiți în două departamente, departamentul de reproducție și departamentul de producție. În departamentul de producție, acum am și făcut flyere de a promova activitatea noastră și ne dezvoltăm din ce în ce mai mult în această activitate. În ceea ce privește activitatea de colectare, animalele care vor fi colectate, că sunt destinate îngrășării, că sunt destinate deja gata finisate, destinate abatorizării sau, cum ați spus și dumneavoastră, destinate reproducției, în funcție de ciclu și în funcție de acțiune, vom organiza licitații sau vor fi deja vândute prin precomandă către diversi clienți, pentru că deja avem cerere. Am văzut că organizați sau aveți de gând să organizați un laborator specializat pentru testare. Pentru recoltare. Da, în ce stadiu se află? Este o informație nouă și pentru telespectatorii dumneavoastră. Am depus un proiect în ceea ce privește laboratorul din ferma de testare. Este un proiect prin care ne dorim acolo să dezvoltăm un laborator care să fie macro împărțit în 4 capitole. Vorbim de primul capitol pe partea de, mai exact, de material seminal și celelalte capitole sunt pe partea de testare, nutriție. O să afle toată lumea la momentul aprobării. Exact.
știu că aveți rezultate deosebite la Târgu Mureș vis-a-vis de ceea ce faceți acolo de fapt, animare de performanță, tauri de reproducție de performanță. Cu ce vă prezentați aici? Cu ce veniți în întâmpinarea crescătorilor de bovine? Ne bucurăm că ne revedem din nou, iată, după o perioadă de întrerupere. Văd că târgul este plin, ca atare înseamnă că lumea a așteptat până la urmă această reîntâlnire. Suntem aici la Agraria cu colegii, pentru că dorim să fim alături de crescători, așa cum suntem de-a lungul anului. Venim aici să vedem și rezultatele, așa cum vedem... Anului și anilor. Rezultatele anilor, pentru că ceea ce sunt în boxe, practic, e munca fermierului de ani de zile. Din punct de vedere al specialistului din domeniu, au o limită performanța, cantitatea, mă refer la producția de carne, lapte? Din punctul meu de vedere, totul are o limită și mai mult decât atât încercăm în orice să dăm un echilibru. Performanța fără un echilibru, fără a ține cont de animal, fără a ține cont de pretențiile și condițiile pe care le are. Potența și biologia lui. Cu siguranță duce să depășim o anumită zonă care deja poate să devină periculoasă din punct de vedere a costurilor, din punct de vedere a mediului, din punct de vedere inclusiv a performanței. Noi în continuare, cel puțin din punct de vedere al geneticii, suntem alături de fermieri și urmărim îndeaproape care sunt condițiile pe care, care se potrivesc cel mai bine pentru ei și din punct de vedere al geneticii. Sigur că bălțata este rasa primordială, pentru că în zona de Mureș, zona Transilvaniei, este rasa care predomină. Vorbim de rasa Holstein, tot pe producție de lapte. Avem genetică cu tauri de mare valoare. Vorbim de rasele de carne, care au fost, să zic așa, într-o dezvoltare în ultima perioadă. Susținem și acolo cu cât se poate din punct de vedere a reproducției, pentru că știm că acolo funcționează mai degrabă monta naturală și orice rasă care este de interes. Rasa bivolului românesc a fost omologată de doctor Constantin Velea, profesorul, care în 1907 a omologat această specie, bivolul românesc. În momentul respectiv aveam 282.000 de capete ca și matcă și în 1990 erau 228.000 de capete și din păcate acum am ajuns la 12.600 de capete matcă și efectiv total undeva la 16.800 de capete. Toate aceste probleme s-au datorat faptului că nu s-a luat niciun fel de sprijin, rasa bivolului românesc fiind inclusă la bovine, deci era considerată întotdeauna, nu putea face parte de la să ia premii pe care le lua, de exemplu, taurina. Și atunci întotdeauna oamenii, fiind încurajați să crească acest animal și ne primi nici un fel de ajutor și sprijin de stat, ei au fost nevoiți să își vândă animalele pentru că nu mai erau rentabile economic. Ce trebuie făcut pentru ca specia, rasa respectivă să crească, să ajungă, hai să nu zicem la 200 și ceva de mii cât erau, dar măcar la 150-180 de mii de capete, cred că soluția o dau specialiștii. Domnul profesor Neață, care ar fi soluția pentru a reveni la efectivele sau la aproape la efectivele pe care le avea România la începutul anilor 90? Sigur că e vorba de timp, de durată, dar cred că în primul rând urgent trebuie creionat un program de redresare a sectorului de creștere a bivolilor prin susținerea tineretului femel care intră la reproducție. Deci aici trebuie găsită soluția ca statul român să scoată niște bani, pentru că există în bugetul național, ca să poată să susține vițeaua când intră la reproducție, astfel încât omul să fie interesat să o țină, pentru că cu ea se cheltuie foarte mult. Crește 2 ani jumate, intră la reproducție, mai trebuie un an de zile până fată și ajunge la 4 ani. Deci e o perioadă în care nu scoate nimic de pe ea. Deci el trebuie susținut. Este o specie pe care o susțin fantastic de mult, pentru că are caracteristici extraordinare, în primul rând pentru sănătatea umană. Laptele
este cu cea mai densă constituție, deci are cea mai mare substanță, cea mai mare conținut de substanță uscată. Deci ia câtă. Plus are un conținut extraordinar de elemente chimice, omega 3 și așa mai departe, care conferă sănătate. Adevărat medicament. Au și o fecunditate foarte mare, deci obții cu regularitate un vițel pe an, un malac, da? Și mai ales, mai mult decât atât, valorifică cele mai degradate pășuni. Bivolul nostru este bivolul, așa zis, bivol românesc sau bivolul carpatin. Trebuie păstrat așa cum e. Nu trebuie să copiem rasele din Bulgaria, din India și așa mai departe. Bun, ați vorbit și ați spus așa, ați insistat pe ideea de a susține reproducția prin finanțare. Orice fel de dezvoltare a producțiilor are la bază reproducția. Corect, este foarte adevărat. Dar cum stimulăm crescătorul să-și dorească, să-l motivăm să crească pe o subvenție pe vițica pe care o produce, că el o produce oricum și acum. Dar el trebuie să fie atenționat cu niște bani care să vină din partea statului, să o țină, să o crească, să o aducă să fete, să facă viței. Asta e toată chestiunea. Deci, domnule președinte, ce speranțe avem pentru creșterea efectivelor din punctul dumneavoastră de vedere ca președinte? Exact ceea ce ne-a spus domnul Neață, că știe foarte bine despre ce vorbește, exact acest lucru trebuie să-l facem, să luăm aceste subvenții pe vițică și pe produse, dacă se poate, pe lapte, de exemplu, pentru cei care predau procesatorilor o cantitate de lapte, să primească din partea statului o subvenție. O bonificație. O bonificație, efectiv. Atunci încurajăm acest sector și foarte mulți care cresc astăzi, de exemplu, taurine, vaci, vor trece, așa au făcut și în Italia, au trecut de la vaci la bivol, la bivolițe, la bubaline. Suntem pentru prima dată la acest eveniment important. După 2 ani de pauză, era nevoie de un eveniment de această anvergură și suntem bucuroși că ne revedem cu fermieri în toată țara, că ne vedem cu colaboratorii noștri și e benefic acest eveniment. Pe de altă parte, eu ca și reprezentantul Asociației Crescătorilor de Cape din România, CapiRom, mă bucur pentru că ne putem promova produsele, ne putem promova animalele, putem să apărăm și noi pe piață, cum se spune, pentru că ăsta este scopul nostru și asta ne-am propus. Asociația Crescătorilor de Cape din România, câți membri aveți? În jur de 1800 de membri. Și efective? Efectivele sunt în mișcare, 200.000, dar sunt în mișcare. Care rase de capre primează și care, după opinia ta și nu numai, sunt de mai mare performanță, atât pentru lapte cât și pentru carne? Da, deci cele mai multe capre sunt de carpatină, rasa noastră autohtonă, care se află tradițională, da, care se află pe toate dealurile din România. Și avem și rase specializate pentru lapte, avem alpină franceză, acum în trend este rasa anglonubian, cum avem și aici în expoziție, o rasă care este oarecum mixă și lapte și carne și prinde foarte bine în România. Știți, dacă tot îngrijești un animal, e bine să fie și din punct de vedere economic să fie performant, că până la urmă asta facem, de asta creștem animale, să avem e și o pasiune și o plăcere, dar în primul rând, da, partea economică este cea mai importantă. Sigur, da. Cum valorificați asociația? Și... pentru că bănuiesc că dacă tot ați înființat-o, vă ocupați de tot ce înseamnă activitatea economică a asociației și efectiv și respectiv a membrilor. Da, asociația deține registru genealogic la 7 rase de capre și avem colegi specialiști în domeniu care fac cercetare, care fac montă artificială, colegii mei de la Constanța și performează de la an la an, sunt tot mai buni și mai performanți. Unde pătrundeți mai mult cu produsele? Asta este problema noastră. Mă interesează dacă intrați pe supermarket. Da, e foarte noastră. Greu aici. Foarte greu, pentru că în România nu avem tot anul lapte. Încă nu am ajuns în stadiu când să avem montă în contrasezon, să putem să asigurăm lactație tot anul, să negociem cu un supermarket. Și ca atare încercăm pe diferite nișe, adică să facem evenimente ca acum, să participăm la evenimente, să facem online, magazine online, am învățat fermierii, prin recomandare, prin piețe, deci cu piața avem o problemă, cu desfacerea este o problemă și mai avem o problemă cu promovarea. În România sunt mai reticenți oamenii a consuma produse de capră. Avem noi clienții noștri fideli. Păcat, pentru că produsele, laptele, brânza de capră sunt de o valoare deosebită.
deosebită. Da. Asta încercăm să convingem micii consumatori, părinții să ofere copiilor produse din capră, sigur, pentru că sunt benefice pentru imunitate și mult mai multe. Nu sunt medic, dar se pot documenta, să se informeze. Fac foarte bine decât alte suplimente. Dați-le produse de capră, lapte de capră, care este un medicament. În perioada pandemică am avut medici care au recomandat să se consume lapte de capră. Sigur, deci da, avem un aur în România pe care nu-l valorificăm. Cum apreciați, iată, după 2 ani, astfel de manifestări expoziționale, mai ales prezența animalelor din toate rasele, din toate speciile, la Agraria 2021? Așa este, în primul rând, bună ziua! Așa este, domnul Banu. Suntem după ceva perioadă în care animalele n-au putut fi prezentate din cauza condițiilor pe care le știm cu toții. Este un eveniment important pentru sectorul zootehnic din România și spun important fiindcă toți care fac factorii își pot prezenta ce au mai bun în acest sector, își pot schimba impresii și pot cunoaște tehnologii noi sau produse noi pe care le pot folosi în creșterea animalelor. În ce măsură reușiți în momentul de față cu personalul pe care îl aveți să urmăriți și să puneți în valoare prin oamenii pe care îi aveți în sistem, să puneți în valoare, iată, animalele de mare valoare și să conduceți lucrurile către performanță, așa cum ne place să spunem de fiecare dată. Da. După cum știți și dumneavoastră, sunt de puțin timp reprezentantul acestei agenții a statului, care, într-adevăr, este autoritatea competentă în ceea ce înseamnă exploatare, în ceea ce înseamnă reproducție și ameliorare în sectorul zootehnic din România pentru rasele și pe fiecare specie, fiecare rasă în parte. La nivelul agenției, să știți că încercăm să informăm fermierii despre ceea ce au de făcut, încercăm să verificăm, să monitorizăm toată activitatea registrelor de genealogice din România, fiindcă calea către performanță și progres este atingerea obiectivelor asumate de către societățile de ameliorare conducătoare de rege. Nu ne permite să facem greșeli în sectorul ăsta al ameliorării, fiindcă rezultatele în ameliorare, după cum știți foarte bine și dumneavoastră, nu se obțin rapid și nu se obțin, sigur, foarte ușor. Sunt rezultate în care implică foarte multă muncă, foarte multe costuri. Și foarte multă seriozitate în ceea ce privește selecția. Seriozitate și pasiune, aș completa. Și pasiune, nu ascund faptul și știți și dumneavoastră, statul intervine în această activitate de ameliorare, în sensul că sprijină anumite activități prin stimulente din sectorul acesta al ameliorării. Un sector foarte important, dacă ne uităm bine în sală, am observat aici animale cu performanțe foarte bune. Sigur, aș vrea în viitor să văd în marea masă a animalului din România diseminarea acestor performanțe, acestor animale în fermele de exploatare. Eu am mai stat de vorbă cu fermieri din această zonă de activitate, zootehniști, fermieri crescători de animale și tot solicitau, nu știu în ce măsură au sau nu au dreptate, după opinia mea, în oarecare măsură au dreptate, solicită sprijin pentru a susține anumite specii, anumite rase. Auzeam ieri despre bubaline, cam ce trebuie făcut de către stat împreună cu crescătorii și cu asociațiile de profil ca aceste efective să crească, aceste efective la bubaline. Iau asta un exemplu, dar poate fi și exemplificat și pentru alte specii. Ce trebuie făcut, care trebuie să fie sprijinul statului dacă își dorește creșterea acestor rase? Aș explica în câteva secunde. Ne dorim cu toții dezvoltarea sectorului zootehnic. Și am mai spus-o. Dezvoltarea sectorului zootehnic se poate face și a producțiilor din România, până la urmă, că asta ne dorim astăzi și politica statului. Se poate face odată prin creșterea numerică a animalelor. Corect. Ține foarte mult de fermieri. Vin aici, văd animale performante, văd producții și își doresc să iasă pe piață cu animale care sunt mai performante și pe care costul de producție este mai mic. Având un animal performant, cresc un animal. Deci, pe de altă parte, din partea statului trebuie să urmărim atingerea obiectivelor din,
Adică dacă dăm niște bani, adică să vedem pentru ce îi dăm. Adică să obținem valori de ameliorare a animalelor care să fie corecte. Asta e apanajul atenției, să verifice lucrul ăsta, dacă lucrul se întâmplă, ca să știu că acea valoare pe care o am în documente și în registru este corectă. Asta sunt sigur de rezultatele animalelor în generații următoare. După care trebuie să introduc tehnologii, mă refer aici și la bovine, tehnologii de reproducție moderne. Și pot să amintesc aici în sămânțările artificiale intensificate cât mai larg în sectorul respectiv. De ce nu și transferul de embrioni? Îmi reduce foarte mult, de exemplu, intervalul dintre generații, testele genetice făcute la tauri. De la 4 ani jumate mă duc la un an și ceva. Continui, într-adevăr, testarea taurilor pe descendenți, dar știu de la început posibilitatea și probabilitatea că acel taur are rezultate excepționale. Sigur. Sunt lucruri pe care trebuie introduse încet, pas cu pas, în sectorul acesta al ameliorării și care o să aducă, într-adevăr, o să aducă și performanță pe care să-și... Pe care o așteptăm, pe care o urmărim și o așteptăm. Aveți un rol important în selecție și ameliorare, dar cred că prin ceea ce faceți puteți influența, determina instituțiile statului, în speță Ministerul Agriculturii, să sprijine mai mult sectorul zootehnic, astfel încât să creștem efectivele, mai ales la bovine. Dacă la ovine stăm oarecum, ovine capine stăm oarecum bine, să zicem, nu foarte bine, dar bine, iată că la bovine nu stăm atât de bine ca efective totale la nivel național, matcă și total. Aici cred că trebuie făcut ceva astfel încât să motivăm mai mult potențialii crescători să-și aducă în gospodării sau în ferme animale. Nu mai vorbesc că trebuie să fie și de mare performanță. Da, există, după cum știți, la nivel politic un program în sensul acesta. Eu, din poziția pe care am, nu pot decât să ascult fermierii, să-mi dau seama ce își doresc foarte bine, ca să susțin în fața politicilor din direcție de poliție din minister și, până la urmă, în fața domnului ministru, autorităților, poliției ale statului, doleanțele lor și, trebuie să le susțin din punct de vedere tehnic, să explic ceea ce vor fermierii, că poate ei spun, domnule, îmi doresc lucrul ăsta. Eu trebuie să pot, ca acele doleanțe ale lor, să poată să fie integrate într-o inițiere a unui act legislativ, în susținerea lui, corectă, astfel încât acel să ajungă pe masa unui ministru să poată să decide.